Salutare, sunt Claudiu Sima de la Mobilissimo. Iar acesta este Huawei P10 Plus, un fablet cu display 4HD de 5.55, ce ne aduce un scanner de amprente amplasat frontal, o cameră de selfie de 1 megapixel cu optică Leica, dar și un senzor foto dual pe spate, tot cu optică Leica. Avem un senzor monocrom de 20 de megapixeli, unul RGB de 12 megapixeli, telemetru laser și bliss dual tone. Această cameră vine cu deschidere f1.8, ceea ce înseamnă că vom prinde mai multă lumină în fotografiile noastre. După cum puteți vedea, versiunea de față are o textură foarte interesantă și lumina se reflectă într-un mod interesant. Ca elemente de conectivitate, avem aici pe partea din stânga slotul SIM și cel pentru cardul microSD, la bază portul USB Type-C, difuzorul și jack-ul audio 3.5 mm. În partea frontală avem și scannerul de amprente, iar pe partea din dreapta butoanele de volum și butonul power. Acest terminal ne mai aduce un procesor Kirin 960, o baterie de 3750 mAh, tehnologia de încărcare rapidă și sistemul de operare Android 7.0 Nougat. Acesta este Huawei P10 Plus, un fablet foarte alătos și chiar compact la prima vedere. Iată-l încă o dată. Modul în care se reflectă lumina aici este cu adevărat inedit. El este Huawei P10 Plus.